Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de Survival Games. De data asta jucăm pe mapa The Lost Zoo, o mapă foarte interesantă, sincer. Și e un hacker pe arenă. Dar... hai să mai zic o dată, Ryby are hack, o să vedeți cum se teleportează la chesturi. Nu vrea frate să iese, i-am zis să iasă, că altfel o să-i dau report. Puteți să vedeți, s-a teleportat Ryby la chest. Direct cu Ryby, dați toți în el. Băieți, hai pe el. O să zboare, o să facă toate nebuniile, o să vedeți voi imediat. Dar dacă toți suntem aici ca să-l omorâm, o să reușim. Hai să încercăm să-l omorâm. Oh, get wrecked, son. Nice. Foarte tare. Aparent am făcut echipă cu băieții și l-am omorât pe tipul ăla. Nu o să mă duc să-i omor pe băieții acum cu toporul, deși aș putea. Dar având în vedere că am făcut team atât de frumos și am scos hackerul Azushu, nu avea knockback deloc, se teleporta. Ce pana mea puteai să faci tipul ăla? Dar are hack, deci cel mai exagerat hack pe care le-am văzut eu în viața mea, cu zbura din ăla în sus în aer. Umbla frate tipul pe lavă, nu o să credeți, dar umbla pe lavă. Nu văd care e rostul și când i-am zis care hack și se iasă, mi-a zis să nu mai fac spam și că sunt, ai zis că I'm mad. A zis, you mad kid? Bă frate, nu știu acum, e amuzant așa, zice you mad kid, dar el folosește hack pe MCSG pentru că nu poate câștiga fără hack-uri, dar na, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic pentru că după se simt hackerii ofensați și vin mie și îmi zic, bă Max, ce ai cu hackerii? Da, nu contează. Da, nu prea suport hackerii, bine, nu suport hackerii în joc. Acum dacă tu folosești hack doar așa pentru amuzament, cred că ești puțin nebun. Îți folosești timpul tău liber pe așa ceva, e destul de trist, dar na, fiecare face ce vrea, nu pot eu să-i zic cuiva ce să facă. Hai să vedem dacă suntem suficient de bun la parkour ca să facem nebunia asta. Cred că nu suntem. Adică și făcut eu în ultimul timp o grămadă de parkour, dar nu știu dacă sunt atât de bun încât să fac parkourul ăsta. Știu că e un parcurs destul de greu, zicea și cineva. Ok. Și acum? Ok. Bă, ești nebun, măcar nu am căzut jos de tot. Bă, sper să fiu un tier 2, habar n-am prea jucat mapa asta în trecut. Dar, sincer, sper să merite. Ok, perfect. E tier 1, e fucking tier 1, glumești? Vrei să zici că am făcut tot parcursul ăsta și am ajuns până aici pentru un tier... Da. Cam asta vrea el să zică. Bă, măcar am găsit o sabie de piatră. Nu-i tocmai chestia perfectă pe care mi-o doream, dar măcar avem sabie de piatră. Bă, oricum a fost foarte tare teammate-ul ăla făcut de noi trei la început. Nu-i cunosc pe tip, nu știu dacă sunt român, probabil nu, dar am colaborat, cooperat laboratorii. Da, mai pot să ies de aici că e pressure plate. Ok, iron ingot. Ok, nimic interesant aici, văd că nimic interesant. Verificăm așa în mare cam tot. Perfect. Bă, dar doar tier 1, frate, glumești? Ce aia, nu-mi dau seama. Habar n-am. Deci doar tier 1 pe mapa asta, din câte văd. Da, uite, doar tier 1. Eu sunt full ladder aici. Mă chinui cu full ladder să supraviețuiesc și băieții probabil o să fie full iron sau ceva. Bă, nimic. Chiar nimic, bă, frate. În fine, măcar am găsit un laborator aici. Avem și noi pe unde să explorăm chestii. Foarte frumos. Cred că mă duc imediat la bătaie. Altfel nu văd cum aș putea să... Ia, full leather. La propriu de data asta. Hai să vedem dacă e sus aici ceva. Bart, normal, ar fi trebuit să bage măcar aici un... Ok, uite că o băgat un tier 2, bă, văd că băieții nu sunt atât de nebuni pe cum credeam, cream că nu o să bagi niciun tier 2 pe mapa asta. Ok, cred că putem pleca, nu cred că o băgat e mai mult de un tier 2. De ce mi se pare că asta are hack? Bine, văd că are lag, foarte mare lag, dar sper să nu aibă și lag, și hack, pardon. Ok. Oh my god, nici nu m-a atins aproape. Da, nu m-a atins. Era foarte confuz, tipul nu știa ce. Fuck this shit. Lasă-mă să trec să-mi iau chestplate-ul, pentru că îl merit.
Ok, tipul nici nu știa ce se întâmplă, nici nu a apucat să dea în mine. Îmi pare rău sincer pentru el. Poate credea că sunt hacker cu flash nebunii. Dar nu, nu sunt. Nu sunt, sunt doar un simplu pinguin care încearcă să câștige un match. Da, e ok, nu contează. Nimic aici interesant. Bă, frate, 4 player, ești nebun? Mai sunt decât 4 player. Ok, trebuie să avem mare grijă pentru că probabil o să fie destul de intens. Probabil tipii aia sunt șefi foarte stacați. N-am un arc. N-am un fucking arc. Mi-a zis cineva să nu mai zic oh my god. Băi, eu nu o să încerc acum să nu mai zic oh my god. Pentru că dacă așa zic eu din... Așa sunt eu, așa folosesc eu termenul ăsta. Nu pot să renunț la el, știi? Dar poate, poate nu-l mai folosim chiar atât de des. Și nu pentru că vreau eu asta, ci pentru că pur și simplu poate nu-l mai folosim, știi? Poate se întâmple așa dintr-o dată. Dar oricum, folosesc termenul și nu o să renunț, v-am zis, la el doar pentru asta. Adică dacă nu-ți place cum zic eu, oh my god, poți să nu te mai uiți, frate. Nu trebuie să-mi zici că ar trebui să renunț la el. Apropo, vreau să vă întreb, voi aveți Ask FM? Nu, 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 bine. E o chestie în care îmi puteți lăsa întrebări, mai răspund din când în când la întrebări acolo. Ask FM-ul meu e ask.fm/Maximilian Ioan Legat. Ăla e singurul meu cont de Ask FM, dacă mai există altele, nu știu, dar ăla e singurul. Și... Ok, n-am arc, degeaba vreau să fac eu nebunii, că nu am arc. Și da, mă puteți urmări și acolo și să-mi puneți întrebări și chestii. Poate o să las, de fapt o să las în descriere dacă nu o să uit la clipul ăsta. Dar dacă nu, puteți să vă căutați voi ask.fm/Maximilian Ioan și să mă întrebați chestii. Bă, nu mai văd pe nimeni, mai sunt 4 player. Sper să nu fiu un timp din ăla foarte hardcore, pentru că n-am chef de așa ceva. Bă, măcar am omorât hackerul, frate. Deci, mi-a plăcut la maxim cum am cooperat, da, cu tipii aia. Și ne-am dus toți cu pumnii pe hacker și l-am omorât. Bă, vezi, nu-i imposibil să mori un hacker, dar probabil dacă nu l omoram la timpul potrivit, adică atunci la început, probabil nu câștigam noi runda asta, ci câștiga el. Ceea ce era destul de tristuț într-un fel, știi? Bă, nimeni pe aici. Nimeni, nimeni, nimeni. Da, ok. Bă, ești nebun. Văd că, uite, aici ar fi trebuit să fie pinguinii, bănuiesc, pentru că e o grădină zoologică, e apă, sau nu? Poate rinocerii, rinocer, sau rinocer. Nu știu cum e corect, rinocel sau rinocer? Cred că e rinocel, cu L. Dar poate și cu R, habar n-am. Sau uite, poate aici ar fi pinguinii, habar n-am, sincer. De fapt, nu, că pinguinii au nevoie de un fel de plajă. Am văzut, am dat share odată la chestia aia, share. Îmi dat share pe Facebook la chestia aia în care pinguinii înuată. Deci e vorba despre un livestream și am și vorbit într-un clip de fapt despre chestia asta. E un livestream, frate, care e 24 din 24, deci la orice ora intra găsești acolo live, în care înuată pinguini în apă. Deci cam asta e tot ce poți să faci acolo, să te uiți la pinguini care înuată în apă. Și au nevoie de o plajă special amenajată, vă dați seama că nu orice plajă, nu merg ei pe plajă la Mamaia unde aerul e foarte poluat și, da, nu știu, în fine, ca să înțelegeți, nu mă refer că au nevoie de orice fel de plajă. Uite aici, nu știu ce râs, poate aici sunt pinguinii. Nu, aici sunt ceva care apreciază gheața. Bine, și pinguinii apreciază gheața, le place gheața pinguinilor, de fapt. Da, na, nu știu ce să zic. Deci dacă nu v-ați prins, astea sunt tot felul de chestii de alea de la grădina zoologică. Începe de meciul foarte frumos. Sper că tipii ăștia nu fac timp. Tim, 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 tem, tem, tem. Ok, cred că tipul ăsta nu prea vrea timp cu mine. Nu vrea timp cu mine, puteți să vedeți că mă urmărește. Oh my god, ok, am rămas eu contra tipul ăsta. Ok, l-am băgat în foc. Oh my god, PvP intens aici. Wow, și Max și altele câștigă meciul. Bun, pe cam atât cu acest episod de Survival Games. Dacă v-a plăcut și vreți în continuare episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Max și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!